doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giugiu. Iată pe scurt principalele subiecte ale zilei. Consilierii județeni au ales noi membri Naga și consiliile de administrație. Firmele care lucrau pe trei drumuri județene au contractele reziliate. Ministrul transporturilor în inspecție pe podul Giurgiu Ruse. 32 de ani de la zborul primei femei în cosmos. Victorie zdrobitoare a dinamoviștilor la Giurgiu. Vinerea a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Județean, unde 11 din punctele de pe ordinea de zi au vizat desemnarea de noi membri în adunările generale și consiliile de administrație. Bineînțeles că noi membri votați sunt de la PSD, partidul cu majoritate în Consiliul Județean. În ședința extraordinară de vineri a Consiliului Județean, pe ordinea de zi s-au aflat 15 proiecte de hotărâre, 11 dintre acestea vizând aprobarea de noi membri în adunările generale și consiliile de administrație ale instituțiilor din cadrul Consiliului Județean. Conform procedurii legale, fiecare partid reprezentat în Consiliu a făcut propuneri, urmând ca acestea să fie aprobate sau nu prin vot secret. Pentru rațiuni de operativitate, v-am propune ca cele 11 proiecte de hotărâre să faceți nominalizări, propuneți să votăm o singură dată pe un buletin de vot privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Giurgiu în fiecare Consiliu de Administrație. Ca să câștigăm timp, să nu votăm de 11 ori, pentru că legea ne obligă să votăm secret. Să votăm o singură dată, să facem toate nominalizările, propunerile, să ne înscriem un singur buletin de vot pentru toate Consiliile de Administrație, să votăm o dată, dacă sunteți de acord. Astfel, după ce s-au făcut propunerile și s-a votat în cabina special amenajată, s-a comunicat rezultatul votului astfel. Răzvan Cuc va fi membru în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Management Eficient pentru un Județ Curat, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Iluminat Public Eficient și cea pentru Sănătate Asigurată prin Apă Curată. Gogu Moțan va fi membru în Asociația Giurgiu, Tradiția Pescuitului Dudorean, în timp ce din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică vor face parte Daniela Bardan, Cristian Ștenghel, Gogu Moțan, Aurelia Dobre, Constantin Basanjac și Ionel Geantă. Din Consiliul Administrativ al Teatrului Tudor Vianu va face parte Cristian Ștenghel, din Comisia Paritară de Atribuire a Traseelor cuprinse în programele de transport Ionel Geantă, din Consiliul de Administrație a Bibliotecii Județene Daniela Bardan, din Consiliul Consultativ al Centrului de Asistență Medico-Socială Mogoșești Mariana Corbea, din Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Speciale numărul 1 Aurelia Dobre și din Consiliul de Administrație al Muzeului Județean Teohari Antonescu Mirela Delea, toți de la PSD. Drumurile județene 603, 411 și 504 nu au fost reabilitate nici până în prezent, deși termenele de finalizare au expirat de mult. Din această cauză, Consiliul Județean riscă să returneze 5 milioane de euro bani europeni, așa că în ședința de vineri, consilierii au votat rezilierea contractelor firmelor care nu au respectat termenele. În mandatul trecut, Consiliul Județean Giurgiu a câștigat trei mari proiecte europene pentru reabilitarea drumurilor județene 603, 411 și 504. Firmele care au câștigat licitațiile nu au fost însă dintre cele mai serioase, în sensul că fie au intrat în insolvență, fie nu au respectat clauzele contractuale. Fosta conducere a Consiliului Județean a prelungit de nenumărate ori termenele de finalizare, însă nici până la această dată lucrările nu sunt gata, iar județul riscă să returneze circa 5 milioane de euro bani europeni. Acestea sunt principalele motive pentru care actuala conducere a Consiliului Județean a introdus pe ordinea de zi a ședinței de vineri rezilierea contractelor cu firmele care nu au respectat termenele. Nu au fost respectate termenele intermediare, fapt care, în mod logic, au dus la nerespectarea termenelor de finalizare a lucrărilor. În acest moment, toate cele trei contracte fiind pe proiecte europene, există riscul major de a nu finaliza lucrările, lucru care duce în consecință la returnarea întregii finanțări primite până la această dată. Au fost încheiate acte adiționale succesive. Doamna avocată de la Romstrade spune, vreți să continuați? Noi spunem da. Și spunem da pentru că ne-am propus asta și mai e o chestie. Pe banii cui să continuăm? Vă spun eu, pe banii noștri, aia 500 de miliarde, care atârnă greu în bugetul ăsta și cu riscul că dacă nu le finalizăm la termene care ne-am prelungit, dacă vă faceți foarte bine aminte, riscul e să nu dăm doar 500 de miliarde,
Și vorbim de 2016, buget 2016 în execuție, se la jumătate de ani, se în iulie, s-ar putea să sare cu mult 1000 de miliarde. Aici intervine problema. Succederea de acte adiționale la contract și nerespectarea termenelor au generat această problemă cu costuri suplimentare consistente din partea Consiliului Județean. Este foarte grav și trebuie găsită o soluție urgentă. Nu se poate merge mai departe așa, este evident. Din păcate s-a ajuns aici, pentru că atât eu cât și domnul Marciu ca vicepreședinți, cât mi s-a permis, am ajuns și noi pe drumurile astea județene, 411, 603, 504, le-am văzut, le-am verificat. Din păcate, vă spun, s-a ajuns aici datorită firmelor care au lucrat la aceste drumuri județene. Nu vă spun că termenul s-a tot prelungit de nu știu câte ori. S-a prelungit, domnul președinte Mustățea, s-a prelungit și vreau să vă spun că ne tratau cu indiferență. La ședință a fost prezent și avocatul uneia dintre societățile vizate de rezilierea contractului, care a încercat să-i determine pe consilier să nu aprobe rezilierea. Acest act adițional se negociază din noiembrie și se discută de el. Drept urmare, noi suntem încă în șantier. Nu știu ce vreți să se spună. Sunt situații ulterioare închiderii contractului, ca și termen, care au fost aprobate la plată. Deci asta înseamnă că s-a lucrat. Este foarte adevărat, recunoaștem. Nu ne-am încadrat în termen, însă acest lucru ni l-am asumat împreună din momentul în care noi am anunțat Consiliul Județean că am intrat în insolvență și cel puțin la nivel declarativ, la acel moment și ulterior, totdeauna v-ați arătat deschiși. De ce? Pentru că n-am să mă abțin să vă reamintesc că Romstrad este partenerul Consiliului Județean de ani de zile. Și am lucrat multe proiecte înainte și am avut contribuții foarte mari la buget. Probabil că acesta a fost motivul pentru care, în momentul în care s-a intrat în insolvență, nu s-a considerat că acesta este un impediment și s-a continuat proiectul. Pentru că documentațiile care vizează rezilierea contractelor sunt extrem de stufoase, consilierul liberal Georgeta Mihuț a propus un răgaz de o săptămână pentru o corectă informare, propunere respinsă de majoritate, care de altfel a și aprobat rezilierea contractelor de lucrări pentru cele trei drumuri județene. Vizita ministrului transporturilor pe podul Giurgiu Ruse. Sorin Bușe a inspectat stadiul lucrărilor de reabilitare și s-a asigurat că șoferii au parte de un disconfort cât mai mic. Vestea bună este că se circulă pe ambele sensuri. Sâmbătă, constructorii care efectuează lucrări de reabilitare a podului Giurgiu Ruse au primit vizita ministrului transporturilor Sorin Bușe și a reprezentanților CNADNR. Aceștia au verificat stadiul în care se află lucrările, dar au vrut să vadă și care este gradul de disconfort creat conducătorilor auto. Potrivit postărilor de pe pagina de Facebook a Ministerului Transporturilor, pe podul de la Giurgiu se circulă acum pe ambele sensuri. Lucrările la partea carosabilă au fost finalizate. Trebuie doar să fie trasate marcajele. Va rămâne un singur punct de lucru mobil, care se va muta periodic pentru a minimiza disconfortul șoferilor. Acesta va executa lucrări de sablare și vopsitorie a tablierului metalic. În prezent, stadiul fizic de realizare a lucrărilor pe podul Prieteniei a depășit 90%, finalizarea lucrărilor fiind estimată pentru semestrul al doilea al acestui an. Ministerul Transporturilor precizează că după 62 de ani s-au efectuat pentru prima dată lucrări de reabilitare a podului, care a fost dat în folosință la 20 iunie 1954. Svetlana Evgenievna Slavinskaya este aviator și cosmonautul care a zburat la bordul Soyuz 7 în 1982, devenind prima femeie în spațiu. Încă din 1974 a stabilit 18 recorduri internaționale pilotând avioane mici și 3 recorduri la săriturile cu parașuta în tandem. De asemenea, a câștigat primul loc la al 6-lea campionat mondial de acrobație în 1970. Azi se împlinesc 32 de ani de la prima ieșire în cosmos a unei femei. Fica comandantului militar sovietic Evgeni Savisky, Svetlana a început cariera aerospațială ca pilot de încercare și de sport.
Încă din 1974 a stabilit 18 recorduri internaționale pilotând avioane MiG și 3 recorduri la săriturile cu parașuta în tandem. A câștigat primul loc la al 6-lea campionat mondial de acrobație în 1970, dar a început să antreneze ca și cosmonaut în anul 1980. În 1982, Savitskaya a zburat în spațiu ca parte a misiunii Soyuz T-7 alături de Leonid Popov și Alexandru Serebrov, devenind a doua femeie care a zburat în spațiu la 19 ani de la zborul făcut de Valentina Tereshkova. It was several hundred kilometers below. Svetlana Savitskaya became the second woman to travel into orbit and the first to walk in space. La întoarcerea pe Pământ, Savitskaya a fost numit comandant al unui echipaj Soyuz compus doar din femei la ceremonia Zilei Internaționale a Femeii, o misiune care mai târziu a fost anulată. Savitskaya s-a retras în 1993 din aviația rusă cu gradul de major. În 1996 ea a fost ales membru al Dumei de Stat, care reprezintă Partidul Comunist al Federației Ruse, și a fost reales de 4 ori de atunci. În prezent, servește în calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru Apărare și este, de asemenea, un membru al Prezidiului Consiliului de Coordonare al Uniunii Naționale pentru Apărarea Patriei. Savitskaya este căsătorită, are un copil, născut în 1986, iar asteroidul 4118 a primit numele său, Zveta. Campioana a început dezastruos noua ediție a Ligii 1. Astra a pierdut fără drept de apel meciul de acasă cu Dinamo, scor 1-4, prima victorie a albroșilor pe terenul Giurgiu Velnor după 6 ani. Noere a fost eroul partidei în care Ovidiu Hațegan a acordat 3 lovituri de la 11 metri, atacantul Câinilor reușind un hat-trick. După o primă parte a meciului liniștită în care doar Teșeira amenința poarta lui Brănescu, albiroșii au deschis scorul în minutul 23, când Noiere a transformat fără emoții lovitura de la 11 metri, obținută de Palici după un duel cu Seto. Cu 2 minute înainte de pauză, Vali Lazar a dublat avantajul Câinilor după o pasă a lui Noiere și după ce a păcălit pasul offside al apărării giurgiuvene. Jucătorii lui Andone au ieșit și mai motivați pe teren în repriza a doua și au avut șansa de a face 3-0 chiar în minutul 46, când, după o fază superbă, Rotariu a ratat incredibil din câțiva metri, trimițând în bara. În loc de 0-3, s-a făcut 1-2. Intrat pe teren la pauză, Daniel Niculae a obținut un penalti în minutul 48, în urma unui duel cu Mevlia, iar Boldin a executat impecabil și a redus din diferență. Boldin șutează la vincul! Execuție impecabilă! Gol Astra, 1-2! Dinamo a refăcut diferența de 2 goluri în minutul 70, Gnoiere reușind dubla, tot dintr-o lovitură de pedeapsă acordată în urma duelului dintre Oros și Palici. Atacantul francez al albroșilor și-a completat hat-trick-ul în minutul 76, când a finalizat simplu din interiorul careului pasa primită de la noul intrat Hanca. Lui Palici, centrarea lui Hanca, Gnoiere, cât de liber, Gnoiere, gol! Dinamo! Hat-trick! Harlem! În momentul cel de-al patrulea gol al dinamoviștilor, Astra evolua în 10 oameni, Alexandru Stan primind direct cartonașul roșu în minutul 73, după o intrare foarte dură asupra lui Vali Lazar, care de altfel a și fost schimbat imediat. S-a terminat 4-1 în favoarea lui Dinamo, care s-a revanșat astfel pentru înfrângerile suferite în play-off-ul ediției trecute ale ligii în fața Astrei, scor 1-4 și 2-4. Mai scad temperaturile la Giurgiu, dar tot cald va fi. Mai multe informații în rubrica Meteo. Deși valorile termice vor scădea ușor față de ziua precedentă, vremea se va menține călduroasă, iar în zonele de deal și de munte și local în sud-vest, în vest, dar și în centru, instabilitatea atmosferică se va accentua. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar fenomene specifice instabilității atmosferice vor fi izolate. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 27 de grade pe litoral și 34 de grade în lunga Dunării. Și în Giurgiu, temperatura aerului va scădea ușor față de ziua
ziua precedentă, dar vremea va fi în continuare călduroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul cel mult moderat, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 33 de grade. Vântul va sufla cu 11 km pe oră din direcția nord-est, presiunea atmosferică va fi de 755 mm coloană de mercur, iar umiditatea aerului 57%. Cotele Dunării sunt în creștere cu 15-25 de centimetri, cota probabilă 278 de centimetri. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale zilei. Rămâneți cu TV Giurgiu. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Toate cele bune!